În cursul zilei de ieri, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că pe raza comunei Verești este posibil să se exploateze agregate minerale fără drept. La fața locului s-au deplasat o echipă de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, dar și specialiști ai Gărzii de Mediu și, de asemenea, specialiști din cadrul SGH Suceava. Au fost făcute verificări, fiind identificate în albia râului și în apropiere două buldoexcavatoare, dar și două autocamioane. Din primele verificări, constatându-se faptul că acestea exploatează în mod ilegal agregate în albia râului Siret. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exploatare fără drept și fără licență a unor astfel de agregate, continuându-se cercetările de către specialiștii din cadrul SGH Suceava pentru a se stabili cu exactitate condițiile în care firma din județul Botoșani exploata agregate în albia râului Siret.